Aș vrea să ne apropiem de cuvântul Domnului și aș vrea să vă invit să ne ridicăm și să citim cuvântul din Faptele Apostolilor, din capitolul 2. Și o să citim de la versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Vreau să stăm înaintea Domnului. Și în dimineața aceasta ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească și să ne cerceteze. Și o să-l rog pe fratele Costel Dolean să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar în inima noastră, fiecare, ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească și astăzi. Binecuvântăm numele Tău, Tatăl nostru. Suntem recunoscători pentru dimineața aceasta și pentru îndurările pe care le ai pentru fiecare dintre noi. Mulțumim, Tată, că împreună cu frați, cu surori, cu prieteni, cu musafiri, ne putem închina înaintea Ta în pace, în liniște, sub ocrotirea pe care Tu ne-o dăruiești în vremurile acestea. Al binecuvântat să fie numele Tău. Îți mulțumim pentru cuvântul Scripturilor pe care îl putem citi, Doamne, de fiecare dată când ne întâlnim. Și Te rugăm pentru acest cuvânt să pătrundă în inimile noastre, să străpungă inimile noastre. Te rugăm, Doamne, să ne cupleșești cu dragostea Ta în această dimineață. Și, Doamne, pentru că știm că Tu ai răspuns la toate frământările noastre, prin acest cuvânt pe care fratele Marius îl va rosti, Te rog să găsești răspuns pentru sufletele noastre, pentru inimile noastre, pentru frământările noastre. Doamne, știm, cuvântul Tău este cel care transformă viața oamenilor. De aceea ne rugăm pentru acest cuvânt. Ne rugăm pentru fratele Marius să-i dăruiești o ungere proaspătă, Duhul Tău cel Sfânt să-l călăuzească în vorbirea lui, Doamne, și în toate lucrurile vrem să înălțăm numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Vă invităm să vă așezați. Sărbătoarea de astăzi este una foarte faină, foarte importantă, este centrală pentru viața creștinilor. Pentru că, așa cum poate că majoritatea dintre dumneavoastră știți, atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre un Dumnezeu care este foarte complex. Un Dumnezeu care era într-un fel de așteptat să nu fie simplu. Pentru că Dumnezeul despre care noi vorbim este Dumnezeul infinit, din veșnicie în veșnicie. Este Dumnezeul care a creat toate lucrurile. Este Dumnezeul care se pricepe la fizică. Este Dumnezeul care se pricepe la matematică și știe toate ecuațiile de acolo. Este Dumnezeul care se pricepe la literatură. Este Dumnezeul care a făcut frumosul. Este Dumnezeul extraordinar. De aceea acest Dumnezeu, atunci când te apropii de El, cu cât te apropii, cu atât îți dai seama cât de măreț este. Și existența Lui, dacă putem vorbi de existența Lui Dumnezeu în felul acesta, nu este una simplistă, este un singur Dumnezeu care practic ființează în trei persoane. Este Tatăl, este Fiul și Duhul Sfânt. Și unii spun că în Vechiul Testament vedem mai mult imaginea Tatălui, în Noul Testament vedem imaginea Fiului, iar în această perioadă a Bisericii îl vedem pe Duhul Sfânt la lucru. Și Duhul Sfânt este una dintre cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Un singur Dumnezeu în trei persoane. Dar în această zi aș vrea să ne uităm puțin la Duhul lui Dumnezeu și o să ne uităm la câteva aspecte aici și ne rugăm să ne fie de folos. Noi suntem într-o serie de mesaje în care discutăm despre creșterea spirituală. Pentru că ne dorim să creștem, să creștem spiritual. Tu trebuie să-ți dorești să crești, să fii mai mult, să fii mai puternic, să fii mai tare, să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu. Să nu rămânem la un stadiu de copil în credință.
și ne-am uitat la câteva lecții pe care n-o să le amintesc în dimineața aceasta, dar astăzi aș vrea să înțelegem că avem nevoie disperată pentru creșterea noastră spirituală, avem nevoie disperată de Duhul lui Dumnezeu. Și de aceea, în această dimineață vom face trei lucruri. Primul dintre ele, o să ne uităm la o promisiune, apoi o să ne uităm la niște pași pe care îi avem de făcut ca să putem beneficia de promisiunea respectivă. Și apoi o să ne uităm la rezultatele, la ajutorul pe care promisiunea respectivă îl aduce pentru noi. O promisiune, niște pași și un ajutor. O promisiune, niște pași și un ajutor. Haideți să vedem despre ce este vorba. Nu știu, vă plac promisiunile? Da, cineva zice că da. Vi s-a întâmplat frecvent să faceți promisiuni și să nu vă țineți de ele? Părinților, copiilor. Mi s-a întâmplat să primim promisiuni și să ne uităm cu oarecare neîncredere și îndoială că promisiunile respective vor fi ținute. Nu e așa că de atâtea ori am făcut promisiuni și uneori e așa de ușor să-ți iasă din gură o promisiune. Îmi aduc aminte că am avut Betel 316 și am făcut o invitație la grupul de acolo și am zis: haideți la Betel 316, că o să fie ceva foarte special în seara asta. Și m-am dus înainte. Cuvântul Domnului e foarte special dacă se predică. Dar știu că a venit Claudia la mine și a zis: frate Marius, mă întreabă cei care vor să participe, ce o să fie atât de special în seara asta? Ok. Săptămânile trecute m-am jucat cu un copilaș aici și am zis: auzi, când mi se coc cireșele, te aștept să vii la mine la cireșe. A fost niște cuvinte rostite. Și au venit părinții să mă întrebe: frate Marius, cum stați? Că în fiecare seară copilul nostru ne zice că așteaptă. Și am notat chestia asta și i-am sunat la un moment dat și am zis: uite, eu o să lipsesc, dar să știi că acum, dacă poți veni repede ca să mă țin de promisiune. Și nu putem, copilul-i dus de acasă, dar au mai rămas câteva și ieri m-am achitat de datorie. Dar uneori ne uităm la noi că facem promisiuni și ajungem să le încălcăm. Însă atunci când ne referim la Dumnezeul nostru, Dumnezeul nostru, ceea ce promite, face. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se ține de promisiune. Dacă nu ar avea calitatea aceasta Dumnezeu, nimic n-ar mai fi stabil. Dacă Dumnezeu nu s-ar ține de cuvânt, nimic n-ar mai fi de încredere. Pentru că n-ai mai ști dacă este o răsplată la final. N-ai mai ști dacă îi pregătit un loc sau nu este pregătit un loc în veșnicie pentru noi. N-ai mai ști dacă te ascultă atunci când te rogi. N-ai mai ști foarte multe lucruri. Practic am fi dezorientați. Dar ce e interesant este că și în textul acesta pe care l-am citit, îl vedem pe Apostolul Petru că ne spune că de fapt de Rusalii nu a fost altceva decât o împlinire a promisiunii pe care a făcut-o Dumnezeu. Aceasta este ceea ce a anunțat Dumnezeu în trecut și Dumnezeu se ține de cuvânt. Uneori Dumnezeu nu acționează și nu face lucrurile exact cum ne-am așteptat noi, dar Dumnezeu întotdeauna are timpul Lui, ceasul Lui, momentul Lui în care se ține de cuvânt.
Și în textul acesta este extraordinar încă un lucru, că această promisiune pe care deja a făcut-o Dumnezeu în trecut ne este aplicată, ne este reînnoită și pentru noi. Și în versetul 39, Petru spune că și făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Promisiunea aceasta, făgăduința aceasta pe care a anunțat-o Dumnezeu încă din Vechiul Testament, este o promisiune pe care El și-o ține cu credincioșie. Și făgăduința aceasta a fost pentru primii creștini, a fost pentru apostoli, dar este și pentru noi, astăzi, în oricât de mare număr ne va chema Dumnezeu. Și aș vrea să citesc câteva din textele acestea din Vechiul Testament care fac promisiunea aceasta. De exemplu, în Isaia 44, de la 3 la 5, ni se spune căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea peste odraslele tale și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pârâiele de ape. Unul va zice, eu sunt al Domnului, altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt și va cinsti și va fi cinstit cu numele lui Israel. Promisiunea aceasta este făcută de către oamenii lui Dumnezeu, de către Dumnezeu prin prorocii lui, o să vină o vreme când o să torn Duhul meu peste sămânța ta, Iacove. O să vină o vreme când o să torn Duhul meu peste oameni, peste biserica mea. E o promisiune pe care o face Dumnezeu și se ține de ea. Isaia 59:20 poate este unul dintre textele foarte, foarte folosite tocmai de sărbătoarea aceasta de Rusalii, lângă textul din Ioel. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul, Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta, nu se voi mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor tăi, de acum și până în veac. Duhul meu și cuvintele mele nu se vor mai depărta de tine. Duhul meu va fi vărsat, va fi turnat peste tine și va aduce cuvintele mele în gura ta și o să fie binecuvântarea aceea a prezenței Duhului Sfânt și a prezenței cuvântului lui Dumnezeu în inimile noastre. Astea sunt promisiunile pe care le face Dumnezeu. Și apoi putem continua în Ezechiel, unde ni se spune și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care lăsasem să fie luați prinși de război între neamuri și care strâng iarăși în țara lor. Nu vă voi mai lăsa nici de cum, zice Domnul, și nu le voi mai ascunde fața mea, căci voi turna Duhul meu peste casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Sunt promisiunile pe care Dumnezeu le face poporului său și apoi bisericii sale și copiilor săi, că o să toarne Duhul lui peste noi. Și Dumnezeu ceea ce promite, face. Binecuvântat să-i fie numele. Și în această dimineață, suntem la o dimineață de Rusalii, în care ne aducem aminte că peste primii creștini a fost turnat Duhul Sfânt. Dar în această dimineață, suntem într-o dimineață în care aș vrea să-ți amintești că și tu poți fi beneficiarul acestei promisiuni. Că Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie, trebuie să coboare și peste tine. De aceea aș vrea să ne uităm mai departe, pentru că textul acesta ne vorbește despre încă un aspect care e foarte important și aș vrea să-l asculți. Amintit deja de Ezechiel, de Isaia, reluat de către Apostolul Petru, textul din dimineața aceasta
ne învață în ce condiții se coboară Duhul Sfânt. Oare toată lumea are Duhul lui Dumnezeu? Oare toți, peste toți este turnat? Oare în toți este prezent acest Duh al lui Dumnezeu? Și când citim textul de aici, e foarte interesant și nu cred că o să intrăm într-o dezbatere foarte tehnică, teologică în dimineața aceasta, dar aș vrea să nuanțăm câteva lucruri aici. Apostolul Petru stă în fața acestor oameni care văd coborându-se Duhul lui Dumnezeu peste ucenici, peste cei ce erau adunați în camera de sus. Îi aud vorbind în alte limbi și fiecare dintre ei îi aud pe ucenici vorbind lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limbile lor. Acolo s-a întâmplat o revărsare extraordinară a Duhului Sfânt, o împlinire a promisiunii lui Dumnezeu. Și în momentul în care oamenii aceștia aud manifestarea aceasta, aud cuvintele acestea, acolo unii ajung să spună: oamenii aceștia sunt beți, oare ce-i cu ei? Aud vorbindu-se în atâtea limbi. Alții zic: dar noi îi auzim vorbindu-ne lucrurile minunate ale lui Dumnezeu aici. La un moment dat se ridică Petru și Petru le spune: nu, oamenii aceștia nu sunt beți. Ce se întâmplă aici este împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Și începe să le vorbească. Și când ajunge la versetul 37, ne spune că oamenii aceștia au avut o reacție. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă. Acolo s-a produs o cercetare. A fost o atingere a lui Dumnezeu. Și apoi Petru le întreabă pe Petru și pe ucenici, au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Oamenii aceștia cercetați de mișcarea Duhului, de lucrarea Duhului din locul acela, pun o întrebare: ce să facem? Și răspunsul vine direct și scurt din partea lui Petru: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Ce avem în textul acesta e foarte pe scurt, în timpul unui mesaj, apostolul Petru ne prezintă niște pași pe care îi avem de făcut ca să primim darul Sfântului Duh. Vreau să înțelegem, să nuanțăm puțin lucrurile. În prima fază, oamenii aceștia sunt cercetați de Duhul lui Dumnezeu. În prima fază, în momentul în care aud și văd ce se întâmplă acolo și aud lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu atinge, cercetează viețile lor și apoi străpunși în inimile lor, cercetați, deschise inimile lor, pun întrebarea aceasta: ce să facem? Și Petru le prezintă pașii pe care au de făcut. Aș vrea să mă ascultați. Acești pași nu sunt rostiți într-un mod accidental în Fapte 2. De fapt, aici avem un fel de regulă, de normă, de etape pe care trebuie să le parcurgem. În Efeseni, în capitolul 1, versetele 13 și 14, apostolul Pavel vine și ne prezintă cam aceleași etape și zice: și voi, după ce ați auzit cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul adevărului, Evanghelia mărturisirii noastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Și voi, după ce ați auzit, după ce ați fost cercetați, ați ajuns să credeți în Evanghelia lui Hristos, ați ajuns să vă deschideți inima și să vă puneți încrederea în cuvântul, în Evanghelia lui Hristos, după care ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, ca să poți fi beneficiarul Duhului Sfânt, beneficiarul promisiunii lui Dumnezeu, textele acestea ne spun că în prima fază este o cercetare pe care ți-o face Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, înainte să vină și să te pecetluiască, înainte să vină și să locuiască în tine,
Înainte să poți să-și facă reședința în mintea și în inima ta, Duhul lui Dumnezeu vine la tine cu o cercetare a cuvântului. Și în dimineața aceasta suntem aici și poate urmăriți pe internet și unii dintre dumneavoastră poate îi pentru prima dată când sunteți expuși la cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, să auzim împreună ce ne învață textele Scripturii. În prima fază, Duhul lui Dumnezeu vine printr-un predicator, printr-un mesaj, vine la tine și îți face o cercetare. O cercetare care are ca scop, ar trebui să aibă ca final o străpungere a inimii tale. O cercetare în care ajungi să înțelegi că ești un om păcătos. O cercetare în care ajungi să înțelegi că ai nevoie de harul lui Dumnezeu. O cercetare în care ajungi să înțelegi că nu poți fără Hristos și fără jertfa Lui. E primul lucru. O cercetare care trebuie să te facă să spui, fraților, ce să facem? Dacă nu ai avut momentul acela în care să stai înaintea lui Dumnezeu și să zici ce să fac, momentul acela în care ajungi în cumpănă, ajungi să, cineva îmi povestea că circulând destul de mult prin Europa, la un moment dat și-a dat seama, mergea în concedii cu soția, dar soția lui avea o orientare mult mai bună decât el. Și zicea, eu eram la volan, dar întotdeauna trebuia să întreb pe soția, acum pe unde o luăm? Zice, la un moment dat am venit în România, am venit după copii și am ajuns undeva în zona de Ghior și zice, eram acolo și nu mai știam pe unde să mă duc. Era noaptea, soția dormea și zice, am trezit-o pe soție și am zis, dragă, de aici pe unde o iau? Am ajuns în situația aceea atât de cumva confuză, dezorientat, că n-am mai știut ce să fac și trebuie să o trezesc. Și s-a trezit soția, s-a uitat la mine și a zis, dar ce căutăm noi la Ghior? Dar ce facem noi aici? De ce suntem noi? Noi nu trebuie să fim aici. Și zice, s-a uitat în spate, a văzut că copiii erau în spate, dormeau. Și a zis, deci am luat copiii, deci ne întoarcem acasă. Deci e în regulă, e bine, mergem înainte. Dar cumva momentul acela în care nu mai știi ce să faci, nu mai știi unde să te duci, ești dezorientat. Când ajungi să te întâlnești cu cuvântul lui Dumnezeu, în prima fază ai un moment de dezorientare. Pentru că lucrurile pe care le-ai crezut, lucrurile pe care le-ai știut, lucrurile în care te-ai încrezut, ajungi să vezi că de fapt nu țineau, că nu te puteau ajuta și ajungi să întrebi, ok, și acum ce să facem? Și de aici unde mă duc mai departe? Și asta se întâmplă când are loc acea fază inițială de cercetare a Duhului lui Dumnezeu în viața ta. Te aduce în punctul acela în care întrebi ce să fac, ce trebuie să fac. Și aș vrea să rețineți aspectul acesta. Avem elementul acesta aici în Fapte, în capitolul 2, dar o să-l regăsim de mai multe ori în Cartea Faptele Apostolilor. O să vedem la un moment dat un teolog evreu care ajunge să se întoarcă la Hristos. În prima fază îl prigonește pe Hristos. În prima fază are toate lucrurile stabilite, clar. În prima fază e atât de sigur de sine. Îi este atât de clar ce crede, unde merge, ce face, ce practică are. Totul e foarte clar pentru el. Până când îi iese în față Hristos. Și când apostolul Pavel se întâlnește cu Hristos, rămâne în fața lui și momentul acela de dezorientare, adică tot ce am știut s-a prăbușit, tot ce am crezut s-a dovedit eronat. Cine ești, Doamne, și ce trebuie să fac? Ce am de făcut? Este momentul în care stai înaintea lui Dumnezeu, copleșit, în umilință, în smerenie și zici, Doamne, ce să fac? Faza următoare pe care ne-o prezintă Petru în textul acesta și apostolul Pavel și Anania și Pavel și toți ceilalți, că trebuie să ajungi să te pocăiești. Și a te pocăi înseamnă
metanoia, o schimbare a minții, o schimbare a minții. E o lucrare pe care Duhul lui Dumnezeu o începe în tine și ajungi să te uiți la lucrurile tale, la viața ta, la... Am văzut momente de pocăință la unii, la alții, care au venit și mi-a spus, uite, am făcut asta, am făcut asta, toate le-am crezut în regulă în viața mea. Vezi momente de pocăință în faptele apostolilor și sunt foarte interesante. Știți, noi ne gândim că pocăința e numai pentru stricați, pentru criminali, pentru ucigași. În faptele apostolilor este un om care e un sutaș, care e un om moral, care e un om de treabă, care e un om respectabil, care face rugăciuni, care se închină Domnului și care ajunge să se ducă la Petru și o zis, du-te și vorbește cu Petru și Petru o să, ce o să facă? O să spună tot ce trebuie să faci. E un moment în care trebuie să faci altceva. Ai făcut niște lucruri până atunci și trebuie să faci altceva. Și momentul acela este momentul în care Duhul lui Dumnezeu coboară acolo, atinge inima ta și te învață ce să faci. A doua etapă în procesul acesta este etapa pocăinței. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat. Nu se poate boteza altul în locul tău. Fiecare din voi să fie botezat. Fiecare dintre voi să intre în legământul acesta cu Dumnezeu, să aibă loc acea transformare, acea metanoia, acea lucrare în mintea ta, să începi să vezi păcatele tale, greșelile tale, să-ți pară rău de ele, să le duci la crucea lui Hristos și apoi să intri în apa botezului, să mărturisești. Dar îi Duhul lui Dumnezeu la lucru aici, în tot procesul acesta? Cu siguranță îi. Niciunul dintre noi nu putem ajunge în procesul acesta al pocăinței fără Duhul lui Dumnezeu. Nu putem conștientiza cât că suntem păcătoși fără Duhul lui Dumnezeu, că avem nevoie, că trebuie să facem ceva. Fără Duhul lui Dumnezeu. Lidia, în fapte, în capitolul 16, n-ar fi conștientizat că are de făcut ceva dacă Duhul lui Dumnezeu nu era acolo să inițieze lucrarea. Și abia după aceea, ne spune și textul din fapte, și textul din Efeseni, că are loc pecetluirea, că are loc coborârea Duhului Sfânt și ajunge să ia controlul inimii tale, a vieții tale. Și lucrul acesta este esențial pentru fiecare credincios. Credinciosul trebuie să ajungă să înțeleagă că în momentul în care coboară darul Duhului Sfânt peste el, Duhul lui Dumnezeu începe să aibă rezidență, să aibă locuință acolo, în tine, în inima ta. El devine reprezentantul lui Hristos în tine. El este cel care formează chipul lui Hristos. El este cel care te însoțește pe drum, dar tu trebuie să parcurgi etapele acestea. Prima dintre ele să aibă loc o cercetare care să străpungă inima, a doua să aibă loc pocăința și să ajungi în urma pocăinței tale să faci botezul și să-l mărturisești pe Domnul și apoi, zice Apostolul Petru, că va coborâ, veți primi darul Sfântului Duh. În această dimineață, dacă ești aici, aș vrea să te întreb, tu ai darul Sfântului Duh? Îl ai pe Duhul lui Dumnezeu în tine? Este, fără Duhul lui Dumnezeu, este imposibil să fii creștin. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Fără Duhul lui Dumnezeu este imposibil să te orientezi în umblarea ta. Este imposibil să reziști la ispite. Fără Duhul lui Dumnezeu nu există creștini. Deci cred că e așa de important să înțelegem aspectul acesta. Dar mai departe aș vrea să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu e o promisiune. Dumnezeu se ține de cuvânt. Ni se pun niște termene aici în care se întâmplă promisiunea aceasta. Dar mai departe aș vrea să ne uităm ce
constituie, ce face Duhul lui Dumnezeu în tine când vine. Și lucrul acesta e extrem de important. În Evanghelii, de mai mult, în primul rând, în Evanghelii, în Ioan, de mai multe ori Iisus Hristos ne spune că o să ne trimită un ajutor, un paracletos. Și mă bucur că avem niște avocați aici în biserică, Domnul să-i binecuvinteze. Oare ce înseamnă avocat? Ce înseamnă cuvântul acesta avocat? Să fii avocat, Tabita. Cum? Să pledezi cauza cuiva. Advocare. Advocare. Înseamnă să stai lângă ad, para, kletos. Să stai lângă cineva și vocare, ce-o fi însemnând oare? Lavinia. Să vorbești. Să vorbești în locul celuilalt. Să te ridici și să pledezi și să aperi. Și Duhul lui Dumnezeu, când îl promite Domnul Iisus Hristos, e foarte interesant că Ioan ne spune, o să vă mai trimit un alt apărător, un alt ajutor. Înseamnă că nu Duhul Sfânt este primul ajutor, că este un alt ajutor înaintea Duhului Sfânt, ci primul ajutor pentru noi a fost și este Iisus Hristos. Și El nu a vorbit pentru noi, El a murit pentru noi. A fost un avocat în sensul că El s-a dat pe sine în locul nostru. Dar apoi zice Iisus Hristos, o să vă trimit un alt avocat. O să vă trimită Tatăl pe cea de-a treia persoană din Sfânta Treime și această cea de-a treia persoană din Sfânta Treime va fi întotdeauna cu voi și va fi în voi. Și acest advocare, acest paracletos o să coboare în voi. Dacă treceți prin etapele acestea, o să coboare în voi dacă te-ai pocăit așa cum trebuie. Dacă te-ai întors la Dumnezeu, dacă ți-ai deschis inima și ai răspuns așa cum trebuie, o să vină Duhul lui Dumnezeu să coboare, să locuiască în tine. Și în momentul în care Duhul lui Dumnezeu coboară și locuiește în tine, e ceva fenomenal, fenomenal, pentru că tu nu mai ești niciodată singur. El e acolo. Și imediat o să avem o nuntă în biserică la ora 13. O să și terminăm puțin mai repede astăzi. Dar la nunta asta, pentru că e de Rusalii, o să le spun celor doi nu să nu se supere unul pe celălalt, ci să aibă grijă amândoi să nu-L supere pe Duhul Sfânt. Că dacă nu-L supărăm pe Duhul Sfânt, atunci ai bine și relația dintre noi. Pentru că acolo îs cuvintele, să nu-L superi pe Duhul Sfânt când vorbești. Și acolo îs lucrurile inimii. Acolo zice să nu fie nicio amărăciune, nicio iuțime, nicio mânie între voi, dimpotrivă să fiți buni, miloși și să vă iertați unii pe alții. E lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în noi. Acest advocare. Dar aș vrea să înțelegi că unul dintre lucrurile pe care o să-L facă Duhul Sfânt cu tine, când vine în viața ta, o să-ți ridice privirea și să ți-L arate și să ți-L descopere pe Hristos. Duhul Sfânt te va ajuta să-L vezi pe Hristos. Lucrarea Duhului, una din lucrările Duhului, mi-am notat aici despre câte am fi putut discuta, despre botezul cu Duhul Sfânt, despre umplerile cu Duhul Sfânt, despre darurile Duhului Sfânt, despre roadele Duhului Sfânt, dar în dimineața aceasta Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre faptul că El este paracletos.
că atunci când vine în viața cuiva, el este un însoțitor, el merge împreună cu tine și te ajută, și unul dintre primele lucruri la care te ajută îi să începi să-L vezi pe Hristos, să-L vezi pe Hristos, să-L cunoști pe Hristos. Cu cât îl cunoști mai bine pe Hristos, cu atâta viața, lucrurile din jurul tău se schimbă, se transformă, perspectiva ta despre lume se schimbă. Pentru că El este acolo și îți arată din lucrurile lui Hristos și Duhul lui Dumnezeu te face să-L iubești pe Iisus Hristos. În al doilea rând, ne spun textele acestea și textul din Ioan că în momentul în care vine Duhul lui Dumnezeu în noi, Duhul lui Dumnezeu ne va învăța toate lucrurile. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu ți-l arată pe Hristos și Duhul lui Dumnezeu te învață cum să mergi, cum să pășești în viață. E foarte important să ajungi să-L cunoști pe Duhul Sfânt în tine. Să realizezi că Duhul Sfânt e în tine și că Duhul Sfânt are o preocupare să ți-L prezinte pe Hristos și are o preocupare să te învețe. Adică, cum să alegi? Ce să faci? Sunt uneori în viața noastră momente în care suntem în tensiune, în care nu știm ce să facem, nu știm în ce direcție să o luăm și Duhul Sfânt e acolo. Aș vrea dimineața asta să vă dau un episod. Nu știu pentru cine va fi de folos episodul acesta, dar s-ar putea să fie chiar pentru tine. Avem în Vechiul Testament un om. Omul acesta e celebru, e străbunicul lui Iisus Hristos, l-a chemat David. A fost un om simplu care, ultimul copil din familie, ținut la margine, păștea oile tatălui. Vă spuneam și săptămâne trecute, nici măcar n-a fost invitat acasă atunci când s-a dat o sărbătoare în casa lor. Dar Duhul lui Dumnezeu l-a ales pe el să fie împărat peste Israel. Și la un moment dat David acesta a ajuns să fie uns ca împărat și Duhul lui Dumnezeu a coborât peste el. Și ajunge prin diferite circumstanțe să se lupte cu un uriaș, să câștige bătălia și să devină celebru. Dar celebritatea aceasta nu îi aduce mari avantaje, pentru că la un moment dat împăratul lui Israel devine invidios pe el. Și tu ești un om simplu, fără nicio apărare, fără, parte din parlament sau din guvern de partea ta. Ești un copil dintr-o familie de undeva, simplă, și ajungi să intri în conflict cu regele țării, cu împăratul țării. Și în conflictul acesta David fuge ca să-și scape viața și nu se duce acasă, pentru că a știut că dacă s-ar fi dus acasă ar fi pus în pericol viața familiei lui. Și începe să fugă și se adună lângă el oameni risipiți și alungați și trădători și oameni care poate au încercat să scape de o pedeapsă sau de alta, și își face un astfel de grup în jurul lui de oameni refuzați de societate. Și în una dintre zilele acestea împăratul lui Israel își ia cu el din armata lui un grup. Și ceva care e disproporționat aici, ca să-l prindă pe David și câteva zeci sau sute de oameni care erau cu el, împăratul Saul își face o armată de 3.000 de oameni. Și armata asta pornește la drum după David și vor să-l prindă, și la un moment dat textul, o să vă spun eu cu altă ocazie ce s-a întâmplat acolo mai pe șleau, dar nu aici, nu acum, ne spune textul că Saul a intrat într-o peșteră și în limba română îi ca să se culce. Și lăsăm așa lucrurile. Dar în fundul peșterii era David cu oamenii lui. Și textul ne spune că oamenii lui David, când l-au văzut pe Saul intrând acolo, i-au zis: în sfârșit. În sfârșit. Știți cum e? Domnul
ți l-a scos înainte. Ce poate fi mai evident decât faptul că cel care te urmărea și cel care vroia să-ți ia viața a intrat în aceeași peșteră în care ești tu cu oamenii tăi? Ce poate fi mai evident că a intrat singur acolo? Ce poate fi mai evident decât faptul că Dumnezeu ți l-a pus înainte, a intrat să doarmă acolo? Ce poate fi? Domnul ți l-a dat pe tavă! În momentul acela, cred că în mintea lui David erau gânduri, erau frământări. Și știți ce se întreba David în mintea lui și în inima lui atunci? Ce să fac? Și poate că ești astăzi, în momentul acela, poate întrebarea asta ți-a pus-o Duhul lui Dumnezeu, ți-a adus-o în minte, ce trebuie să fac? Ce am de făcut eu acum? Și poate că ai acoperit întrebarea aceea de ani de zile, acolo, înfundată, acoperită, dar de acolo tu simți că întrebarea aceea încă mai pulsează. E ca și cum nu-i nicio problemă, chiar dacă m-ai acoperit și chiar dacă vrei să mă sufoci, chiar dacă mi-ai pus pumnul în gură, îs aici, ai de făcut ceva, trebuie să faci ceva. Și David stă în momentul acela... Și cei de lângă el și poate în mintea lui gândurile și fricile și faptul că a ajuns să fie un fugărit, un pribiag, un om fără casă, fără loc, fără... Un om care avea peste el ungerea lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu că o să fie împărat. Și David are în el Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu în momentul acela îi spune... Ce să facă? Și David zice să mă ferească Domnul să mă ating de unsul Domnului. Îi tai un colț din haină, îl lasă să plece. Saul și oamenii lui se duc, ajung la distanță. David iese din peșteră și începe să țipe după Saul și zice, Saule, uite care e ideea, ți-am luat din haină o bucată, aș fi putut să te omor. Dar Duhul lui Dumnezeu care e în mine, Duhul lui Dumnezeu care mă învață în tot ce trebuie să fac, mi-a spus că un om credincios, un om al lui Dumnezeu nu face așa ceva. De aceea când ai Duhul lui Dumnezeu, înveți cum să fii soț, înveți cum să fii soție, înveți cum să fii angajat, înveți cum să fii patron, înveți cum să fii copil, înveți cum să fii părinte, pentru că Duhul lui Dumnezeu acolo te învață în situații de felul acesta, în care ești în cumpănă, în care nu știi ce ai de făcut, e Duhul lui Dumnezeu care ți-aduce lumină. Duhul lui Dumnezeu ți-l arată pe Hristos. Și Duhul lui Dumnezeu ia cuvintele lui Hristos și ți le aduce în minte și în inimă în momente de felul acesta și zice, nu te atinge, nu face asta, nu te duci acolo. Duhul lui Dumnezeu îți spune, coboară-te din pat și pune-te pe genunchi și roagă-te pentru cutare și pentru cutare. Duhul lui Dumnezeu te călăuzește, Duhul lui Dumnezeu îi paracletos. Advocare. Duhul lui Dumnezeu vorbește pentru tine și vorbește cu tine. Duhul lui Dumnezeu te mustră, Duhul lui Dumnezeu te îndreaptă, Duhul lui Dumnezeu e acolo. De aceea, dragul meu, aș vrea să mă asculți, dacă este ceva de ce ai nevoie astăzi, îi Duhul lui Dumnezeu ca să locuiască din belșug în tine, îi Duhul lui Dumnezeu ca să te scoată din starea de amorțeală, îi Duhul lui Dumnezeu care atunci când coboară la lucru, mișcă inimile. Săptămâna trecută am ținut un mesaj undeva și a venit cineva la final și a zis, mi s-a întâmplat ceva în adunare, a greșit cineva față de mine, în momentul acela am zis, mă duc la biserică, dar mă retrag din orice, astăzi Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat. I-am spus soției că vreau să mă pun din nou la dispoziția lui, că sunt aici, vreau să-L slujesc pe Dumnezeul meu. E lucrarea Duhului. În această dimineață, aș vrea să înțelegi că Duhul lui Dumnezeu ți-l arată pe Hristos. Duhul lui Dumnezeu te învață, te călăuzește, te direcționează. Și Duhul lui Dumnezeu mai face ceva, un al treilea lucru. Ne întoarcem la Apostolul Pavel
în Efeseni capitolul 3, care zice, mă rog pentru voi un lucru. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu, acolo unde este, dă putere. Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere. Cum stați cu puterea? Că pe foarte mulți de aici, de pe lângă noi, când îi întrebăm cum sunteți, suntem foarte... Dar când ai fost ultima dată bine? Când ai avut ultima dată entuziasm? Și ai zis, mă duc să slujesc pe Domnul. Când ai avut ultima dată entuziasm și să zici, mă duc să mijlocesc în rugăciune? Când ai avut ultima dată entuziasm și forță în tine și să zici, mă duc cu bucurie? Când? Pentru că dacă tu ești numai dintr-o parte în cealaltă și numai cumva abia te aduni, înseamnă că ai o problemă. E simplă. Uită-te și verifică-te cât de bine îl vezi pe Hristos. Uită-te și vezi cât de bine ești învățat de Duhul Sfânt și ți-aduce aminte lucrurile Lui și cuvintele Lui. Pentru că s-ar putea să fii gol. Și de aceea noi învățăm în Scripturi că îi nevoie să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu și reumpluți de Duhul lui Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegeți, nu comparăm aici Duhul Sfânt cu un lichid pe care îl pui într-un pahar, pentru că Duhul lui Dumnezeu vine în tine și în momentul în care începe să controleze ființa ta, inima ta, Duhul lui Dumnezeu efectiv îți dă putere. Când ești golit de putere, când ești slăit de putere, Duhul lui Dumnezeu te ridică. În viața mea am văzut momente în care fizic eram leșinat și când m-a ridicat în picioare pentru 30 de minute, a fost puterea lui Dumnezeu acolo care a fost la lucru și când m-am așezat jos, mi-a venit să zic, luați-mă cotargă și duceți-mă de aici. Sunt momente în care Duhul lui Dumnezeu îți dă îndrăzneală să vorbești. Îi puterea lui Dumnezeu și ai nevoie de ea. În această dimineață, știți că e posibil să vorbim foarte mult despre Duhul Domnului și să nu prea îl avem. Aș vrea să te uiți în viața ta. Are Duhul lui Dumnezeu rezidența în inima ta? Ți-i drag Iisus Hristos? Îl cunoști? Te bucuri de părtășia cu Hristos? E așa de fain să te întâlnești în fiecare dimineață cu Domnul Iisus. E așa de fain. E așa de fain în momentele acelea în care ți-e frică, te simți slab, să vină cuvântul lui Dumnezeu, să ți-l aducă Duhul Sfânt acolo, să-L vezi pe Hristos și să zică, îs aici, îs cu tine, nu te teme. E așa de fain că atunci când ajungi în momentele acelea tensionate, în care te uiți și zici, nu știu ce să fac, Duhul lui Dumnezeu zice, iartă, iartă, spune o vorbă de îmbărbătare, dă-i un telefon de încurajare, mângâie, rostește Evanghelia, e Duhul lui Dumnezeu acolo, e minunat. Și e așa de fain să ai în tine puterea asta care te înnoiește, care îți dă îndrăzneală, care îți dă avânt, care te face să mergi mai departe. Așa să ne plecăm capetele.
În faza inițială, Duhul lui Dumnezeu îți face o cercetare. Reduce la o străpungere a inimii tale. Și apoi Dumnezeu te cheamă. Te cheamă să te pocăiești. Te cheamă să înțelegi că ai nevoie de Hristos, de primul mijlocitor, de primul paracletos. Te cheamă să te lipești de El, să te unești cu El pe cruce și să-ți ia acolo păcatele, greșelile, trădările, lașitățile, lipsa de consecvență, neputințele, să ți-l ia Hristos. Și apoi să intri în apa botezului, mărturisind că Iisus Hristos a murit în locul tău și că prin botez vrei să arăți cerului și pământului că ai fost răstignit împreună și cu Hristos și trăiești, dar nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine. Și apoi să te ridici de acolo și să fii pecetluit și să fii binecuvântat cu Duhul Sfânt care vine în tine. Și apoi să înveți cum să cooperezi cu Duhul lui Dumnezeu. Să-L lași pe El să-ți facă cunoștință cu Iisus, cu promisiunile Lui, cu cuvintele Lui, cu puterea Lui, cu înțelepciunea Lui, cu dragostea Lui. Și apoi să fii învățat de Duhul lui Dumnezeu pe drum. În momentele de cumpănă, în momentele de incertitudine, Duhul lui Dumnezeu să-ți șoptească că ce și cum ai de făcut. Să te învețe cum să ierți, să te învețe cum să acoperi, să te învețe cum să mustri, să te învețe cum să îndrepți, să te învețe cum să ajuți, să te învețe cum să evangelizezi. Dar aș vrea să înțelegi că în tot procesul acesta, Duhul Sfânt îți este un ajutor, El nu va face lucrurile în locul tău. El este un paracletos, El este lângă tine. Dar ce ai de făcut tu, îți rămâne ție. Și de aceea El îți dă putere să mergi mai departe. În baza cuvântului Său și în baza promisiunii Lui, credem că și în această dimineață de Rusalii, El, primul paracletos, prin Duhul Său, îi aici. Aș vrea ca un act de credință să-ți deschizi inima și să te rogi. Te rog să faci lucrul acesta. Aș vrea să fie memorabilă pentru tine ziua de azi. Poate de atâtea timp te-a chemat Hristos și ți-a vorbit Hristos și a vrut să te pună în poziția aceea în care să zici, Doamne, ce am de făcut? Astăzi este dimineața în care trebuie să faci pasul acesta. Poate te-ai întors, poate a coborât Duhul lui Dumnezeu peste tine, dar ești gol. Poate Hristos nu ți se mai pare atât de frumos. Poate te rogi, dar rugăciunile tale sunt goale. Poate vorbești cu El, dar e o vorbire formală. Poate nu mai auzi de mult șoapta Duhului. Poate te-ai îngrenat în lucruri, în certuri. Poate ești prins de invidii, de răutăți, de neiertări. Poate ți-ai făcut un obicei din a-ți mânca vremea pe canalele media care te golesc și te rod și te storc. În această dimineață cheamă Duhul lui Dumnezeu peste tine. În această dimineață
pocăiește-te ca să poată veni Duhul lui Dumnezeu acolo. Pocăiește-te de lucrurile care l-au întristat pe Duhul Sfânt și deschide-ți inima pentru El. Dacă este cineva aici care are nevoie de mai mult de Duhul lui Dumnezeu în el, care vrea să fie umplut sau reumplut de Duhul lui Dumnezeu, aș vrea să-L rog să ridice o mână sus, pentru că aș vrea să mă rog pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Stăm înaintea ta în momentele acestea. Duhul Sfânt, astăzi este ziua în care celebrăm coborârea ta într-un mod plenar peste biserică, peste toți care sunt în locul acesta și în mod special peste toți care au ridicat sau ridică o mână către tine în momentele acestea. Te rugăm frumos să cobori peste ei. Dacă sunt lucruri de care trebuie să se pocăiască, dă-le puterea, dă-le confirmarea că trebuie să facă lucrul acesta. Dacă trebuie să intre în legământ în apa botezului, dă-le îndrăzneală să facă pasul acesta către Hristos astăzi. Și am vrea, Doamne, Duhul Sfânt, să ne-L arăți mai clar pe Hristos, să-L vedem mai limpede, mai bine, să ne îndrăgostim mai mult de El. Am vrea să ne călăuzești mai clar și mai bine în tot ce avem de făcut și aș vrea să ne umpli de puterea ta. Te rugăm frumos să cobori peste biserica ta, să umpli fiecare inimă în dimineața aceasta. Lasă prezența ta, lasă puterea ta, lasă revărsarea ta peste noi, te rugăm, și binecuvintează-ți tu biserica. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat, Tată. Și îți mulțumim frumos pentru Domnul Iisus care s-a dat pentru noi. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Te-ai așezat în locul nostru, că Ai fost paracletul nostru, că Ai fost înlocuitorul nostru pe cruce. Binecuvântat să fie numele Tău în veci. Și îți mulțumim, Tată, că L-ai trimis pe Duhul Tău cel Sfânt. Și îți mulțumim frumos că a putut coborî la noi, că ne-ai sfințit prin Hristos și poate locui în inimile noastre. Binecuvântat să fii, Tată, binecuvântat să fii, Fiule, și Duhule Sfânt, în vecii vecilor. Amin. Amin.